Astăzi, de la ora 18, trebuia să se dispute în cadrul etapei a noua din Liga 1 de futsal derbiul campionatului dintre United Galați și Auto Bergamo de Vamp. Partida a fost însă amânată la cererea gălățenilor, care au susținut că au mulți jucători accidentați. Acest lucru i-a deranjat pe deveni, Dorin Popa, președintele de la Auto Bergamo, spunând că are îndoieli în ceea ce privește numărul de accidentați din lotul celor de la United și că a depus o contestație la Comisia de Disciplină din cadrul Federației. Trebuia să jucăm la Galați și motivele au fost cererea pe care ei au pus-o la federație, spunând că au prea mulți jucători accidentați. Conform unui articol din regulamentul de desfășurare a competițiilor, dacă din lotul de 14 sau câți au fost în lot la ultimul meci, 7 sunt accidentați și meciul următor se poate cere amânarea. Acum e foarte ciudat cum sunt 7 accidentați de la ultimul meci. Noi am întâmpinat această cerere cu o contestație la comisiile de disciplină, cerând o judecare mai amănunțită, ținându-se cont de faptele reale, medicale și în același timp de foaia de joc, unde se va vedea dacă au fost un meci dur prin evidențierea cartonașelor sau alte chestiuni. Cum meciul nu se mai poate disputa la data stabilită inițial, cei de la DEVA așteaptă rezultatul pe care îl va da Comisia de Disciplină la contestația pe care a depus-o. Am înțeles că mâine este prima ședință de Comisie de Disciplină în care se va judeca sau se va amâna cazul, să vedem ce se întâmplă, pentru că noi nu intenționăm să renunțăm așa de repede la această chestiune. Adică vrem să mergem spre o lămurire normală și clară a acestui fapt. Amânarea meciului cu United Galați a dat peste cap tot programul devenilor și îi va face pe cei de la Auto Bergamo să dispute 4 jocuri în 9 zile, iar Dorin Popa este nemulțumit de acest lucru. Suntem dați cu programul peste cap. Acum jucăm cu Clujul duminică aici, un meci care trebuia să se desfășoare în decembrie și de comun acord am stabilit să jucăm în avans la DEVA duminică. După aceea așteptăm să vedem cu Cucioreștiul, vom juca tot la DEVA săptămâna viitoare, sâmbătă, bănuiesc, deci nu care vine de sâmbătă care a trecut în 2 săptămâni, cu Cucioreștiul și probabil vom juca la Galați în 24, după aceea în 27 la Timișoara și întâi cu Buzău. Deci pe noi asta ne deranjează foarte tare, pentru că am fost împinși într-o misiune aproape imposibilă de a juca 4 meciuri în 9 zile și nu ne convine de lucrul acesta. Da, așteptăm să vedem ce vor decide comisiile și să vedem. Auto Bergamo este singura echipă neînvinsă din Liga 1 de futsal, iar duminică 14 noiembrie, de la ora 18, într-un meci în DEVA, contând pentru etapa a 14-a, va juca la Sala Sporturilor din DEVA cu ultima clasată, Clujana Cluj, care nu a acumulat niciun punct până în prezent. Din cauza măsurilor restrictive aflate în vigoare, meciul dintre Auto Bergamo și Clujana se va disputa fără spectatori.